Vamos ver. Dacă vreți cursuri gratuite de meditație care aduce bine, deci pelerinajul unic e la verticală. Acolo găsiți ceea ce vă trebuie. Da? Aici e atent. Adresa de noi, îți spuneți că trebuie. Vă bagă la Telepatie, școală de telepatie, eu am avut din anul 1987, din orașul Chișinău. Orașul Chișinău a existat prima, începutul de școală de telepatie adevărată, reală, nu este glumă, nu este pandemie. Din Ministerul Intern și Intern, din partea Moldova. După aceea, din cauza că KGB a găsit pe noi și ce ne facem, a dat foarte frumos afară pe mine, frumos, nu pot să spun, cu toate toate zbăduirile, dar după 7 operații chirurgice care a făcut oamenii cu... Am rămas în viață de 200 copii care au murit, dar eu am rămas în viață. Și atunci, cu avionul special, cu 4 fetele frumoase, super frumoase, ei a dat pe mine afară din țară. Și mama mi-a spus că tu nu ești moldovean, tu ești român. Nu știu cum adică român, eu din Chișinău. Mi-a spus că rudele tale este din Iași. Și a început secrete din familia noastră, dinastia Kaiser-Tain, dinastia Kaiser. Cu Rege Kaiser, care ceva s-a întâmplat la Rege Kaiser, a iubit pe o fată care a făcut spalare de haine. Și a fost cărerea, pârlă, mârlă, pârlă, cum spunem așa, la timpul nostru. Și s-a întâmplat că a venit stres. Și așa, la noi a început dinastia din partea Rege Kaiser și așa am înțeles că legătura cu Germania, Austria și România, asta a intrat în sânge. Bunicul meu mi-a spus că tu nu ai asta poftă ca să cunoști ce înseamnă parapsii sau metaparapsii. Ce mi-a spus la Iași, când am prezentat la Iași 14 ani trecut, în Ministerul Intern și Extern, am prezentat telepatie și cu capacitate care eu am, ca închisușă și a spus că dacă tu nu are ce durai, atunci nu. Așa. Și atunci am prezentat pe eleva mea, Nicoleta Iuliană, asta e, și ea, acolo implici, în fața de deja a fost 4 loje masonice și 4 ministerii, a arătat cu ochi închis cum ea poate să citească gânduri, cum spune cifra, cum spune culoare, dar eu acum prezint pe sine, nu pe ea. Și atunci există și video, și foto, există document, tot nu primit. Telepatia nu este fantezie, este realitate. Realitatea care noi am studiat la Moscova când deja am translocat fără ca să vreau prima dată, dar după aceea o a fost Academia de Cercetări Frontale a Creierului Uman. 10 ani, fiecare zi, 8 ore, 16 ore pe zi, uneori fără ca să dormim. La noi a dat învățătura cum se poate să păcăli, cum se poate manipula un om pentru 1000 persoane. O fată pentru 2 ministeri.
Eu spun direcție, există și a existat. Adică, prima dată, capacitatea oamenilor, capacitatea extraordinară care noi avem din naștere, n-are rost ce guvern. Partea din partea Italiei, unde am trăit 10 ani, sau partea română, sau partea germană, sau partea rusă, n-are rost. Oriunde omul care are capacități, imediat este sub control. Imediat. Eu am gândit ca asta fantezie. Cum se poate imediat? Imediat, știi cum a fost născut un copil, alt copil, alt copil. Adică există un fel de agenție care controlează oameni parapsi, oameni meta pe planeta noastră. Și asta nu este fantezie, este realitate. Ca să rămân în viață și pot să plec mai departe, am înțeles că trebuie să fac ceva. Și prima ce a fost practică în telepatie, ca intrare din altă dimensiune. Intrare în altă dimensiune ce înseamnă? Copilul, el dorește înghițat. Mama nu vrea ca să se bolnăvească gritul la copil. Și totdeauna insistă că nu voie acesta, asta ce face. Și s-a întâmplat așa că copilul, el de influență la mamă, că el oricum vrea înghițat. Puteți să puneți videocamera 3 zile ce s-a întâmplat cu mama. La mama a început să doare gita. 80% procent. Copiii noștri din naștere până la 5 ani, din cauza că ei au aici ceva moale, moale, acest contactul cu cosmos, vrei, nu vrei, matematică sau fizică atomică sau literatură, n-are rost, sau arta marțială, copiii deja este deschis la tot contactul cu tot universul. Cu tot universul, nu numai cu stele, nu numai cu planete, nu numai ce este aici la noi. Conștiința umană a dat pentru noi învățătura aceasta din partea Academiei Cercetări Frontale a Creierului Uman, cu nume Gateway, și în altă parte este vorba despre un triunghi informativ, sau vorba Delta Inform. Delta Inform. Informația mondială, pot să spun așa. Și cu ochii mei eu am văzut cum copii mici, cum adulți, intră în rezonanță unul cu altul. Dacă copilul vrea înghițate, dă înghițate. Dacă bolnăvește gâtul, bolnăvește la el, nu la timp. Și el o să aibă experiență ca dată viitoare, el deja o să înțeleagă că se poate eu mănânc mai puțin. Mai bine dați prima dată la copilul jumătate kilograme, ca el să bolnăvească bine. Dacă e pățiță și plus medicament. Experiență personală. Asta ce noi am învățat la Academie, prima dată. Experiența personală mai important decât mama spune atâta stop, 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 după ce deja politică, altceva. Dar cuvinte cu care este legat telepatie și cuvântul telepată, telepatie, nu este numai scrie ce scrie la Wikipedia, a cuvântul telepatie, câte litere are, da? Telepatie, 9 litere. A cifre care noi avem, 1, 3, 1, până la 9. Atunci legătura alfa-omega, da? Și atunci cuvântul matematică, numai cuvântul matematică, o să înțelegeți cum eu plec așa din a 4-a, 5-a dimisiune, tot în amat, tot bine. Și acolo numai cuvântul matematică, ma, mama, tema, care, mama, ma, tema, ma, matema. De ce nu am gândit despre asta? Mama. Tema care este? Mama. A cine înainte? Mama. Da? Sfânta Trăime. Când am trăit noi cu soția mea, deja din fericire este soție, nu pot să scap din România și atunci rămân noi. S-a întâmplat așa. Am fost și cu ea, noi la așa indian, dar nu am plecat la Himalaya, în care eu am dorit și am dorit să stau acolo permanent, din cauza altă nume meu, în anul 94, Tashilama, Dalai Lama și Tashilama. Ei a fost la Moscova. Și a văzut pe mine, și a văzut pe mine două săptămâni înainte, mental, că eu trebuie să vin la Moscova. A dat mie influență și i-a dat la alți copii din planeta noastră, ca din alte țări, veniți la Moscova la întâlnire cu Tashilama. Tashilama, asta ca și premier-ministru, spunem așa.
Și eu am intrat la sală cu avion, la avion, nici nu am înțeles unde am găsit bani, cum am plecat din Iași, deja am fost la Iași, cum am plecat din Iași la Chișinău, din Chișinău cu avionul la Moscova. Am intrat în sală, a închis ușa cu cheia și cheia a pus în buzunar. Vai, gata, nu pot să ies. Și am văzut, în sală, lumina a fost foarte mică, și am văzut 400 persoane. Și toți cu limbi diferite, a fost luat exact cum și eu. Adică noi putem să simțim vibrația din înăuntru, care face efect ca un fel de magnetism. Și asta este mesmerism. În trecut se numește mesmerism. S-a vorba despre o persoană care a văzut că oricare mamă care gândește spre copil, copil oricum pune scut de apărare, dacă mama totdeauna spune că eu nu pot să dau ție această mâncare, nu pot să dau ție înghițare, nu pot să... A, sunt alte mame care spune, du-te, vrei la prăpastie, du-te, vrei acolo unde vă noi, du-te. Dar după ce când vin înapoi, lasă picioare, sau lasă pantofi, cum tu vrei, picioare sau pantofi? Nu spui pantofi, spui picioare. Din cauza că copil nu înțelege când voi spuneți lasă pantofi. Dar când spui lasă picioare, imediat înțelege. Ca pantofi făcut cu noi, cu oameni adulți. La mintea copilului nu există pantofi, există picioare. El simte din copilărie din 3 ani, simte picioare. Numai corect, el simte după câteva săptămâni, deja picioare nu. Și când mama spune, picerușele tale, deja e imediat. Cuvântul telepatos, telepatie, după ce e vorba de tie, cum se poate ca la telepatie sau matematica, înăuntru, în cuvântul există o putere. Și atunci când tu spui cuvântul amin sau amen, este gigantă diferență. La cuvântul amin, asta litera I, asta când a fost vârfurile din ortodoxie catolică și ortodoxie ortodoxă, da? Atunci ei când s-au unit undeva sub pământ și videocamera a registrat cum ei au luat, cum ei au făcut alianța ca să fie pentru planeta noastră din anul 2000, din cauza asta, prin cuvântul aceste amin, deja am văzut clar că litera I, asta se numește rază. Rază și țintă, litera I. A când litera E în trei dimensiuni, asta este așa spirală. Și atunci când tu simți că tu ai țintă, simți că tu ai un punct de asamblare unde tu dorești să faci ceva acțiune pentru dragoste, iubire, un bărbat și simți că tu ești căsătorită, dar nu poți să stai cu alt bărbat. Nu e nicio problemă, în altă dimensiune, du-te acolo și faci o familie întreagă. Când eu am făcut un centru de medicină experimentală cu nume Farcum, asta a fost deja anul 92-93, în orașul Ivanov, orașul Ivanov, asta orașul veche rusă, unde sunt numai femei din Georgia, din Iran, Irak, Pakistan, din Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, adică sunt total diferite femei, cu formă total diferită. Dar numai în acest oraș, unicatul oraș, unde sunt 86% numai femei. Și care seminar eu pot să fac? Adică ca să înțelege seminar de telepatie paraxie, eu fac din anul 87. De acolo până astăzi. Și asta este că noi nu acumulăm echipa, a echipa acumulează lângă noi. Diferență mare. Și când am intrat în acest oraș, eu am văzut că femeia aceasta îi spune, ce voi face? I-am spus, a ce doriți? Și prima, faceți vrajă, la mine iubitul nu vine acasă. Da, altă, da, fata spune, puteți să faceți vrajă ca soțul meu, încă nu a venit cu avion. După ce eu nici nu am înțeles unde am intrat, a fost baza militară, care total închis, numai pentru femeie, care așteaptă pe băieți, care cu avionul mică, pleacă undeva în Aliască și de acolo experimente la aviață. Experiment cu aviață, cu tot. Și după două săptămâni vin înapoi acasă la fetele. La fetele două săptămâni au unul și o lume întreagă fără bărbați. Și atunci ce îi spune? Telepatie nu are rost. Și spune, vrajă, face vrajă. Bine. În cuvântul vrajă, în perioada de Vatican, în perioada 1340-1360, a fost o luptă la oricare femeie care spune rugăciune pentru dragoste iubire.
moarte pentru el. Nu mă trebuie să pui cum spune guvernul, cum spune șeful. Rugăciunea Tatăl nostru, numai așa, pe limba română. A gândit, dacă eu spun rugăciunea Tatăl nostru cu limba engleză, limba japoneză, limba chineză, asta limba diferită, da? A stare interiorul meu, care este? Starea aceea. Și atunci așa a venit în telepatie manuală care eu am din partea apărare pentru țările lângă China și lângă Japonia. Există, se numește Republica Tiva, Republica Tiva, unde există jumătate mongole, jumătate tatare. Și în altă parte este altă Republica Kalmykia. Poate voi nici nu știți asta. Lângă Canada, lângă Canada. Nici republici, care noi nici cabana, nici înțelege. Și acolo au fost făcute special experimente când femeia așteaptă pe bărbat. Ce s-a întâmplat cu bărbatul la distanță? Și agenție secretă, care, în care eu am trăit destul ani, în spate face videofotografie la bărbatul, a după ce în altă parte, la mie kilometri, la o femeie care iubește și dorește și pregătește mâncare pentru soț care e hamar, dar nici nu știe de la ce bază acolo. Vine, așa ceva. Experimentul de telepatie. A spus la ea, acum tu pregătești mâncare nu pentru sine, a pentru soț care încă nu a venit acasă. Credeți, nu credeți, în moment când ea pregătește și gândește spre soț, în acest moment, domnul care cu avion, avionul așa, la moment când ea spune, tu te, de ce tu nu vin acasă? La el avion așa. Eu am fost și la Institutul de Aviație și ca să mă uit pe de la Moscova. Dar nu a primit pe mine, a spus că medalia de aur dă. Că am făcut un avion cu mâinile mele, care înăuntru i-am dat vocea. În avionul cu radio, știți cum acum drone, din Ucraina, în Rusia, cu radio acolo. Și înăuntru i-am spus cu vocea că tu cu mine, noi suntem împreună. Trei avioane care le-am construit, toate cadre, ca unul după altul, unul după altul, caracter așa. Și atunci am înțeles, nu e problema avion, a eu sunt problema. Nu e problema document care nu merge, ca în altă parte, oficial noi lucrăm cu documente oficiale pentru România, înainte am lucrat cu documente secrete pentru Moscova. Am fost prorector din Institutul de Informații și documente secrete de la Moscova. Dar nu am văzut niciun document. Din cauza că telepat, un om telepat, el are contact nu cu document, nu cu informația din ecran. El are legătură cu un om direct. Maestre? Direct. Îmi cer scuze, mai ai 10 minute. Câte? 10. Am terminat. Okay. Dar am simțit intens, am simțit problema serioasă. În telepatie prima problemă. De unde naște această putere parapsii la noi? Și atunci vorba deja mergem în religie, Sfânta Traime. A de unde Sfânta Traime a găsit putere ca să fie în acest universul nostru? Din partea mama universului. Mama, Maica Domnului, cum ne spunem. Asta e în religia noastră care acum. A mergem acum la 2.400.000 ani trecut. Aha. Acolo a fost Shakti. A mergem acum la 3 miliarde, înainte de toate religie și 5 patocuri, care este scris în Evanghelie. Există asta, da. Acolo spunea despre altă formă. Și acolo spune Hari. Atunci am zis la călugării din munte Atos, atunci cum nume Hristos, cum este? În origine. Este nume Hristos. Hai, nu. Am intrat la unul la altul, am trăit cu pusnici sub pământ, până când am găsit ce este realitate? Realitatea Cuvântul Hristos este Hri, trei litere. Hri. Atât. A miliarde ani trecut, asta a fost Hari. Și când la multe astăzi, la 12 noapte, ca să nu deranjez pe calugări, am plecat un pic mai sus, lângă un pom, ca să nu găsesc pe mine. Și am început să cânte, așa cu 108 margeli, 180 cifră sacră, și am spus așa, cari, și știi ce s-a întâmplat? Dar de unde ei a simțit, de unde ei a știut că eu undeva ascuns?
câteva sute metri departe de mănăstire. Zeci calugări, unul după altul cașegriști. Știți cum cașegriști? A mers undeva sus și a mers câteva metri lângă pomul unde i-au stat ascuns ca să nu știe că eu spun numele adevărat Iisus Hristos. Dacă sunt la multe alte, cum se poate așa, pierzi ocazie? Asta este telepatie, starea noastră. Nu cuvântul român, engleză, rusă, ucraineană, n-are rost. Starea ta, asta prima intrare în adevărată telepatie. Asta unul, numai unul. A dacă mai departe intre acolo unde există și de unde vin acest cuvânt, numai cuvânt telepatie, eu am explicat de 3-4 zile la un seminar de telepatie. Ce înseamnă asta? Și atunci 10 degete, da? 10 degete. Vedeți dumneavoastră, da? 10. 10 degete, 20. Colană, 21. Aura noastră, general, 22. Câte litere are alfabetul ebraic? 22. Bine. Copiul deja simte cum se poate. A cifra 22 și este lapte universului. Aha. Lapte universului 22. Exact asta. Înțelegeți? Asta nu tot dacă mi-a deranjat ca mama și a spus că copilul te rog frumos. 10 minute, nu mai mult. Și copilul deja nu este de acord cu el. Și de acord cu mine. Înțelegeți? Asta e. Și asta e interesant moment. Dar cum se poate? Când eu cânt rugăciuni, mantri, incantații, și acum 3 minute jumate am înțeles că nu am mult timp, o să stau eu pe scaun și o să cânt aceste mantre din 22 religii diferite din planeta noastră. Dar cu limba stres. În acest moment, dacă doriți, se poate, în limbele voastre, asta creieră în sfera stângă, asta creieră în sfera dreaptă. Două degete trebuie să fie unite. După aceea, mâna stângă, care este din inima, trecutul, mâna dreaptă, care este viitorul, da? Noi viitorul, cum punem? Deasupra. Asta e înăuntru, adică a fost înăuntru. Și atunci, stângă interiorului, dreaptă externă. Și așa, două degete. Și puneți pe buric. Buric ce este? Acolo unde noi și bați suntem aici pe planeta noastră. Nu e așa? Asta e. Aici e buric. Acum, încet, sigur că i-am pregătit grămadă acolo lucrările, dar am înțeles că n-are rost, nu avem atâta timp. În moment când eu să cânt 3 jumate minute mantri, în acest moment se poate verifica și pe linie. În perioada 49 zile, din această zi, din această oră, se poate și registrați, gândiți ce voi doriți. Și se poate dori ce e imposibil. Câte vine? 3%, 5%, 10% asta, deja tot e eva. Oricum vine. Am spus la Florentina Opeș, minunată prietenă noastră, care este la emisiunea Antena 1, da? Antena 1, Nicolet? Antena 1, cred că. Sport, dietă și vedetă. Am spus la ea, vine la tine principe. Nu cum vine, nu se vine. Vine și cu elicopterul vine. După 3 luni am venit cu elicopterul, la nebunii, băi. Cu elicopter, adevărat, real, arătat după ce la televizor. M-am speriat eu. Cum se poate așa ceva? Ok. Acum așa am fi privațat. Pânză care eu am, asta ea din inițiație. Altă nume mea este maestru Gompo din școala Ningma. Ningma este școala de telepatie care are sute mii ani. Și până acum încă Himalaya. Asta mi-a făcut Pașilama, inițiația cu numele Master Gompo. Eu nu am vrut să spun că eu sunt master de mulți ani, la multe sute emisiuni unde am fost, la oricare YouTube, la YouTube nu m-a scris Danișin Sergei și vedeți acolo grămadă video care noi avem și cu ajutor acum scutul de apărare este Vlad Tăcianiuc și Nicoleta Iulian. Bine? Ilie. Interesant. Mâinile așa. Acum, încă, nas este geamalumima, adică munte. Gura este grapa măriată. Și atunci, primul respir, nas gura. Expir, nas gura. Și așa vin. Și înapoi. Facem trei ori.
Dacă doriți cu ochii deschiși, dacă doriți cu ochii închiși. 3,5 minute, nu? Poate plus. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paśyatyadeśatarine Namaha Vadanyaya Krishna Preme Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Nama Brahmana Divaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagand Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Om Bhur, Bhuvat Svat, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yona Prachodayat. Om Trayambakam Yajamake Sugantim Pushti Vardhanam, Urvaruka Vivabandhanam, Rityor Mukshayamam. Ritat Hare Om Grambiram Mahakshnum Jvalantam Vishnatam Kham Narsinkam Bhishanam Kadram Mrityur Mrityum Namaham Yaham Ayur Dekhi Kanam Dekhi Vidyam Dekhi Makeshwari Samatam Akhyalam Dekhi Dekhi Mekara Vishwari Krishna Krishna Mahayogi Vaktanam Bhayankara Govinda Paramahananda Sarvame Vishamahanaya Om Vajramakka Kallatri Dekta Vinyam Vinyam Kakum Ramakka Dramakarchavasha Raghuvira Nripottama Dashasyam Takamam Raksha Dekhi Meparamam Shriyam Om Krim Shim Lakshmi Narayana Nama Om Gam Ganapataye Nama Om Krim Shim Lakshmi Narayana Nama Om Gam Ganapataye Nama Om Nama Bhagavate Dhanvantara Svaka Ай-яй-я, калаблака, дьямама музал, вясылнал, вял, кри-кари-кари-кара, кари-кара, 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 горка накашая, карна накашая, кшира накашая, макавишма наташеша, гарудая, лакшпи-деви, калача-краджая, кри-кари-кари-кара, эдо-ми-конта-део-грамма-то-ном, амин, амин. Doamne ajută, mulțumesc mult! Și am terminat, dragi! Acolo a fost problema, minus 8 secunde. Nu, nici am făcut de lucru. Cine vine după, poftim? Dacă nu vine, eu plec mai departe. Până când vine. Uite, spui cine vine. Cine? Unde? Până când nu a venit acest om, vine a venit la seminarul nostru, vine că noi facem seminare online și acum, după câteva zile, școala de educație este închisă. Adică noi facem 10 orașe diferite în România. Colegi, vă rog, sigur, siguranezi, am pe porta parlare italiană, pe multă plăcere, și nici nu можем vorbi pe rusă, este și cam când are să-i tratăm. Deci, probleme. Uite, Doamne ajută la mine. Om Gam Ganapataye Namaha.